Alianța electorală este formată din cele trei partide, PSD, UNEPR și PC, și nu este constituită împotriva alianței USL, spun semnatarii protocolului. Potrivit președintelui PSD Dolci, înțelegerea politică a fost stabilită pentru a putea candida pe o listă comună la alegerile europarlamentare. Scopul nostru principal este participarea pe liste comune la alegerile europarlamentare, că ne propunem un scor foarte bun la alegerile europarlamentare și număr cât mai mare de mandate de europarlamentari la acest tur de scrutin. Eu cred că în județul Dolj vom obține unul din cele mai bune procentaje din țară. Consider că toți avem un interes comun, acela de a aduce în Parlamentul European parlamentari competenți. Ne cunoaștem foarte bine la nivelul județului, echipele se cunosc foarte bine. Ne bucurăm de asemenea și cred că o să avem o colaborare foarte bună. Protocolul USD Dolj este al doilea care se constituie la nivel de țară după județul Timiș.